alături psalmistului David, care în Psalmul 16 ne spune așa. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă întreb. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu. Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în Olanda, mai buni sau mai puțini, oamenii evlavioși, îți toată plăcerea mea. Amin. Oameni buni, cei mai frumoși de pe acest pământ suntem noi cei care purtăm numele Domnului. Purtăm chipul Domnului Iisus Hristos. Amin. Ideea de bază în Scriptură, în Noul Testament, este cel puțin ramificată în două. În primul și în primul rând, Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre mântuire, apostolii vorbesc despre mântuire și apoi o stare de trăire în neprihănire. Conceptul de sfințenie, de apropiere, de dătuire în noi a chipul Domnului Iisus Hristos. Cuvântul Scripturilor în Cartea Psalmilor 133 ne spune ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. De ce? Pentru că în acest loc, noi ca și copii ai lui Dumnezeu, căpătăm din îndurările Domnului. Har după har se revarsă peste inimile și sufletele noastre. Aici ne spune Sfânta Scriptură că un undelem de preț se coboară peste întreaga noastră ființă. Amin. Ceea ce dă valoare vieților noastre este Duhul lui Dumnezeu care l-a așezat în noi. Amin. Domnul Iisus Hristos spunea, casa aceasta se va chema o casă de rugăciune. Amin. Pentru evrei, templul era un lucru deosebit. Era mândria lor națională. Pentru noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, răscumpărați prin jertfa lui Iisus. Părtășia și prezența în casa lui Dumnezeu este un lucru deosebit de necesar. Amin. Avem un cuvânt deosebit în a doua carte a Cronicilor. Un lucru privitor la templu. Spiritualizăm astăzi, învățăm ceva și facem o rugăciune. Slujitorii lui Hiram și slujitorii lui Solomon, care au adus aur din Ofir, au adus și lemn mirositor și pietre scumpe. Împăratul a făcut cu lemnul mirositor scări pentru casa Domnului și pentru casa împăratului și arfe și lăute pentru cântăreți. Nu se mai văzuse așa ceva în țara lui Iuda. Câtă înțelepciune! Câtă frumusețe se ascund în aceste versete! Lemn mirositor, numele lui Santal, pentru cunoscătorii de Sfântă Scriptură. Care a fost învățătura care a fost dată aici? Ce ar trebui noi să învățăm de aici? Dragilor, pentru aceasta îngăduiți-mi o întrebare. Cu ce mireasmă plecăm de la casa lui Dumnezeu? Ce folos ar fi să vin la casa lui Dumnezeu și eu să fiu același om vechi, rău și păcătos? Înțelegem noi din Sfintele Scripturi că de la casa lui Dumnezeu evreul trebuia să aducă o mireasmă. Și din acest lemn deosebit au fost făcute scările. Vă rog, urmăriți atent în Scriptură când este vorba despre casa lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne spune că evreii trebuiau să se suie la casa lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos se suia la casa lui Dumnezeu. Aici e locul în care Dumnezeu ne vrea aproape de El. Vrea să părăsim lucrurile de aici, de jos, de pe pământ și să ne înălțăm în duhurile noastre, să ne îndreptăm înspre Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu. Din acest lemn deosebit au fost făcute instrumentele de muzică. Mă bucur pentru cei care slujesc înaintea lui Dumnezeu prin cântare. Ne spune Sfânta Scriptură că acestea au fost făcute dintr-un lemn special în casa lui Dumnezeu, Santal. Cântăreți, prea iubiți, înțelegem că aici, în prezența lui Dumnezeu, viața noastră trebuie să fie atinsă. În momentul în care ieșim noi, care punem mâna pe alăuta lui Dumnezeu,
Mâna noastră trebuie să miroasă a sfânt. Mâna noastră trebuie să miroasă a templu. Mâna noastră trebuie să miroasă a Dumnezeu. Cei care ascultă cântarea de laudă la adresa lui Dumnezeu trebuie să fie transformați. Viața lor să fie schimbată și plecând de aici, evreul să miroasă Iisus Hristos. Noi să mirosim a împărăția lui Dumnezeu. Noi să mirosim a sfințenia lui Dumnezeu. Ne spune Sfânta Scriptură că prezența lui Dumnezeu schimbă viața noastră. Două exemple și te ridicăm la rugăciune. De când poporul se destrăbăla, ne spune Sfânta Scriptură, Moise, știind că Dumnezeu stă împotriva păcatului și se va dezlănțui mânia lui, a zis un lucru. Doamne, arată-mi slava ta. Iubiții mei, într-o vreme ca și aceasta, când lumea pe zi ce trece se strică, tu de ce ești interesat? Tu ce vrei să vezi? Vrei să vezi slava lui Dumnezeu? Ascultă-mă! Dacă ești interesat de lucrul acesta, vei vedea slava, vei vedea frumusețea lui Dumnezeu. Ne spune Sfânta Scriptură că Moise a stat în prezența lui Dumnezeu timp de 40 de zile. Și fața lui. Oameni buni, vrem în viața noastră să se vadă Hristos Domnul. E posibil asta printr-o singură metodă. Părtășia și apropierea de Domnul. În Psalmul 119 ne spune, Doamne, fă să strălucească fața ta peste noi. Vrei lucrul acesta? Este cea mai înaltă dorință a vieții mele. Fața lui Dumnezeu să strălucească peste mine. Și știți că stând așa în prezența lui Dumnezeu, viața mea se va schimba? Amin. Fața noastră a copiilor lui Dumnezeu va semăna cu Iisus Hristos? Amin. Un alt exemplu în Noul Testament. Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii pe muntele schimbării la față. Ne spune Sfânta Scriptură că acolo o delegație cerească pe Tabor stăteau, vorbeau despre lucrurile lui Dumnezeu și ne spune Sfânta Scriptură, pe când se ruga, fața lui a început să strălucească. Vă invit la rugăciune, dragilor. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și în această rugăciune să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, arată slava ta între noi. Pe chipul nostru întipărește chipul tău. E dorința Domnului Iisus Hristos. În cer vor intra cei ce seamănă cu Domnul. Cercetați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în această dupămasă, dragilor. Dacă sunt lucruri care trebuie lepădate de la noi, trebuie scoase afară din viața noastră, le scoatem și lăsăm ca slava lui Dumnezeu să inunde viața noastră. Și plecând de aici, să-L ducem în inimile noastre pe Dumnezeu, să mirosim a Iisus Hristos, a sfințenia, bunătatea, neprihănire. Și Doamne ajută-ne! Amin!